Consiliul Local Lugoj a aprobat în cadrul ședinței ordinare a lunii aprilie o serie de hotărâri care vor scoate mai mulți bani din buzunarele lugojenilor. Astfel, conform votului aleșilor, de astăzi vor crește prețurile pentru alimentarea cu apă și canalizare. La propunerea Meridian 22, prețul unui metru cub de apă a crescut cu 6 bani, până la 3,51 de lei, iar la canalizare cu 27 de bani, până la 1 leu și 74 de bani. Majorarea a fost votată de consilierii PSD, ALDE și PMP. Au fost împotrivă consilierii PNL și independentul Marius Martinescu, iar Liviu Brândușon de la USR s-a abținut. De asemenea, vor crește și impozitele pe clădiri, terenuri și mașini, precum și taxele speciale, dar de la 1 ianuarie 2019. În acest caz, grupul PNL a venit cu propunerea de a se fixa la minim valoarea stabilită, conform legii, însă inițiativa a fost respinsă de grupul care deține majoritatea în Consiliu. Consilierii PMP, independentul Marius Martinescu și Liviu Brândușon de la USR s-au abținut de la vot. Tot de la 1 ianuarie 2019 vor crește și amenziile date de poliția locală cu 1,3%, valoare ce reprezintă indexarea cu rata inflației. Proiectul a fost susținut de PSD, ALDE, PNL, USR și independentul Marius Martinescu, în timp ce consilierii PMP s-au abținut.